În duminica a 5-a Apostolului Mare, la Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a afirmat că cea mai înaltă lecție a Evangheliei de astăzi este slujirea. Cine vrea să fie mai mare, să fie slujitorul tuturor. Noi, de obicei, privim către cei care sunt deasupra noastră, superiori nouă, cei care au demnități mai înalte și care ne-ar putea recompensa. Foarte rar însă se întâmplă ca slujirea să fie adresată celor mai mici, celor prea mici de care amintește Mântuitorul. Dacă ați făcut acestor frați prea mici ai mei, mie mi-ați făcut. Slujirea înseamnă, de fapt, grija pentru celălalt. Înseamnă neprivirea la față sau la demnități, știind, așa cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că Mântuitorul se află în spatele fiecărei suferințe, a fiecărui bolnav și se oglindește în fiecare lacrimă. Deci Mântuitorul Hristos se ascunde în toți cei care suferă. Ne amintim la această temă a slujirii, iubiți credincioși, de un om care suferea în Ierusalim la o scăldătoare de 38 de ani. Acolo, din când în când, un înger al Domnului se cobora și tulbura apa, iar cine intra întâi în scăldătoare se vindeca. Dar acest slăbănog, acest paralizat n-avea pe nimeni care să-l ajute. Și a așteptat 38 de ani, văzând cum în dreapta și în stânga lui unii se vindecau după tulburarea apei. Părinții Bisericii ne spun că, neavând om, însuși Dumnezeu a venit la el și l-a vindecat. Adică Mântuitorul Hristos, văzând suferința lui. Câte cazuri de oameni bolnavi care nu se mai pot trata singuri, nu se mai pot ajuta, nu-și mai pot duce zilele. Și cât de multă indiferență găsim. Ce să mai vorbim de fapte caritabile, când de multe ori nici măcar cu prețul arginților nu mai găsești pe cineva care să ajute un bolnav, care să ajute un om suferind, care să ajute pe cineva neajutorat. De aceea Mântuitorul Hristos ne aduce aminte în acest răstimp al Sfântului și Marelui Post că cea mai mare faptă este aceea slujirii. Nu numai decât a celor mai importanți decât noi, ci cu precădere a celor smeriți spre care nu privește nimeni. Preasfinția sa a mai explicat că locurile de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului Hristos se vor da celor care sunt vrednici și fac fapte de pocăință. Duminica de astăzi și popasul liturghiei acesteia a Sfântului Vasile cel Mare ne îndeamnă, iubiți credincioși, pe fiecare dintre noi să cerem înaintea Mântuitorului ceea ce ne este de folos. Să înțelegem că locurile de-a dreapta și de-a stânga Lui se vor da celor care sunt vrednici, celor care fac fapte de pocăință, faptele credinței, faptele iubirii și celor care iubesc cuvântul Evangheliei și lucrarea Harului în viața lor și în viața altora. Locurile de-a dreapta și de-a stânga în Împărăția lui Dumnezeu nu se oferă în mod arbitrar la intervenții, la mijlocirea cuiva, chiar dacă oamenii respectivi care le cer au multe virtuți. Ele vor fi hotărâte în ziua cea dreaptă a răsplătirii lui Dumnezeu. Despre ziua aceea, Evanghelia ne spune că nimeni nu știe, nici Fiul, nici îngerii din cer, ci numai Tatăl. Iar răsplata va fi dreaptă pentru cei care mult se ostenesc. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit și despre viața Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, afirmând că reprezintă un exemplu de pocăință, de întoarcere de la păcat la Dumnezeu și de la întuneric la lumină.